Salutare, oameni frumoși, și bine v-am regăsit la o nouă citire. Astăzi vom face taroscopul iubirii pentru cei din Zodia Rac, iar pentru cei care nu mă știți și sunteți pentru prima oară aici pe canalul meu de YouTube, eu sunt Cristiana și mă bucur tare că ne-am conectat. Etalarea de astăzi va fi împărțită în două părți, pentru cei aflați într-o relație și pentru cei singuri. Așa că în căsuța cu descrieri de mai jos vei putea găsi timestamp-ul pentru fiecare citire în parte, ca să poți merge direct la mesajul pentru tine. Pentru că este o citire colectivă, nu uita că există posibilitatea ca nu toate mesajele să rezoneze cu tine sau nici măcar un mesaj să nu rezoneze cu tine, iar asta este ok și trebuie doar să dai voie ca mesajul să ajungă către cei meniți și eu te aștept cu drag într-o altă citire, da, pentru a primi mesajul menit pentru tine. Dacă ești interesat, bineînțeles, de o citire cu mine, te aștept cu mare drag pe Instagram, îmi poți trimite acolo un mesaj, iar eu am să-ți răspund cu toate detaliile necesare pentru programare. Bun, începem citirea de astăzi cu energia acestei relații și vom folosi tarotul iubirii. Hai să vedem energia relației pentru cei din Zodia Rac, colectiv Zodia Rac Spirit. Care este energia celor din Zodia Rac? Mulțumesc! Romanticul. Hai să vedem ce mai primim aici. Spirit, pentru ce? Mulțumesc! Dragoste la prima vedere fulgerătoare. Poate că relația voastră a început așa cu foarte multă pasiune, cu foarte multe gesturi romantice, da? Bine știm că voi, dragi, sunteți persoane romantice, doritoare de a oferi iubirea într-o profunzime aparte, da, pe care doar voi o puteți manifesta cu atât de multă dorință și profunzime. Hai să vedem totuși ce mesaje avem pentru cartea Romanticul. Ce ne spune nouă Romanticul aici? Romanticul este o carte în care, după o fază de stagnare plină de dificultăți în relație, drumul pe care l-ați ales pentru împlinirea aspirațiilor este în sfârșit liber, nu mai există ceață, nu mai există confuzie și vei putea să îl parcurgi cu siguranța că nu vei ajunge să fii înșelat. Și aici poate să fie o referință metaforică, da, să nu te înșeli de emoția pe care o ai sau sentimentele pe care le ai pentru partenerul tău, dar poate însemna fără doar și poate și înșelatul propriu zis, da? Ți se cere cumva să întâmpini tot ceea ce iubirea asta, relația asta are să-ți aducă cu foarte multă pasiune și idealism. Da? Să ai în vedere că întotdeauna trebuie să lași ușa deschisă speranței, da? Încrederii. Ești într-o relație, da? Sau există posibilitatea ca relația în care ești să se transforme într-o relație romantică, dar în același timp foarte spirituală, da? Și care nu este lipsită de o profundă implicare fizică, blândețe, atracție și pasiune elevată. Este o relație care va fi de lungă durată, de cele mai multe ori relație care conduce către căsătorie și către atingerea unei profunzimi, a unei uniuni spirituale foarte
de suflet, da? Este o relație cu un viitor fericit și este o relație în care vei primi sprijin, vei primi susținere la momentul în care vei avea nevoie de lucrul ăsta. Hai să vedem și dragoste la prima vedere ce ne spune. Dragoste la prima vedere ne spune că există această relație în care vei avea tendința să te arunci cu capul înainte, să faci lucrurile pe repede înainte cumva și spiritul astăzi vine și îți spune să te bucuri de oportunitatea acestei energii în această relație. Dacă sunteți de ceva timp împreună, cred că veți avea șansa unei noi energie, unui nou început, da, în care să faceți lucrurile diferit și în care să ajungeți să vă reîndrăgostiți unul de celălalt, să prindeți cumva esența conexiunii voastre, da? Îți spune că trebuie să fii atent pentru a nu rata acest nou început, da? Tot ceea ce ți-aduce relația asta este nou, bine, te ajută să ai parte de o transformare benefică, creatoare, da? Și te duce către o nouă direcție în care chiar poți experimenta fericirea după care aspiri în momentul de față sau către care ai aspirat de foarte mult timp. Are foarte mare legătură și cu ceea ce schimbi în sinele tău interior, da? Ți se cere să ai generozitate, să ai încredere în sine, pentru că cu îndrăzneală, cu entuziasm și generozitate și încredere vei putea să înfrunți cu succes orice situație provocatoare de care relația asta va avea parte, da? Ți se cere să ai curaj și să acționezi cu spontaneitate și cu pasiune pură, da? Să lași să iasă optimismul în evidență, da, partea sociabilă din sinea ta. Chiar dacă vei ajunge să ai acțiuni imprudente și grăbinte, cumva dorințele tale amoroase vor fi împlinite, da, rezultatele vor fi unele pozitive pentru tine. Există clar magnetism, putere de atracție, succes, da, în această relație atât timp cât este bazată pe iubire sinceră și pe intenții bune. Trebuie să ai întotdeauna capacitatea de a te trezi în ființa iubită, de a trezi în ființa iubită o stare de iubire la fel de intensă precum aspiri, da? Și să dai voie inimii și impulsurilor inimii să fie exprimate fără să ai parte de îndoială, da? Ți se cere să nu pierzi timp prețios. Bun, hai să vedem acum gândurile partenerului de viață pentru cei din zodia rag. Ce gânduri au cei parteneri pentru cei din zodia rag? Gândurile partenerilor. Exact cum am zis, dacă sunteți într-o relație de ceva timp, da, aici este dorința de, gândurile se duc către dorința de a încheia o perioadă nefastă și a vă deschide către un nou început, un nou început care fără doar și poate este înconjurat de energia iubirii, în care există încredere, în care există conștientizare, în care există pur și simplu ancorare în momentul prezent și înțelegere asupra lucrurilor care se întâmplă în relația voastră. Hai să vedem ce mai primim aici.
Poate poate cumva cu magicianul aici simt o teamă de manipulare. Cred că în trecut ai manipulat această relație sau ai încercat să manipulezi persoana cu totul, relația, tot ce înseamnă conexiunea asta a voastră, și gândurile acum sunt încă îndreptate într-acolo cu magicianul, da? Hai să vedem dacă primim aici ceva, o clarificare pentru magician, care este temerea aici, care este energia negativă legată de magician în gândurile partenerului celui din zodia rag. Hai să vedem să mi se arate care este energia negativă din gândurile partenerului. Sunt gânduri legate de conexiune pasională. Poate că ați manipulat, ați încercat să manipulați pasiunea, emoția pe care o transmiteți în această relație. Cumva poate ați încercat să manipulați conflictele dintre voi și cumva acum persoana, partenerul vostru de viață se agață de această temere, da? De acest sentiment pe care l-ați produs în sinea lor cumva. Cred că da, manipularea are legătură și cu felul vostru de a vă exprima în relație și există, da, temerea asta în sinea partenerului vostru. În rest, există foarte multă energie pozitivă, dorință, da, înțelegere. Și cumva, da, se gândește la o relație în care totul este liber. Cumva nu există secrete, este pur și simplu transparență totală, încredere totală, da? Pentru a putea avea parte de un nou început. Hai să vedem ca și sentimentele partenerului celui zodiac. Hai să vedem sentimente. Există și nesiguranță, există și stabilitate, există și împăratul aici, există și încăpățânare, există și egoism, da? Și o dorință așa de, da, pentru că nesiguranța asta e un combo aici extraordinar, da? Nesiguranță, stabilitate și cumva apărare, lăsat ego-ul să conducă mândria și așa mai departe. Hai să vedem nesiguranța, stabilitatea și asta ce primim, clarificare, ce fel de nesiguranță, ca și emoție, simte partenerul celor din zodia rag. Hai să vedem, clarificăm șaptele de cupe spiritelor. Nesiguranța provine legată de noul început de care voi puteți avea parte, da?
Nesiguranța asta este legată de iubirea voastră, de posibilitatea de chiar a putea să o luați de la capăt. Hai să vedem acum stabilitatea, această emoție de stabilitate. Clarifică, nu te rog, spirit, această emoție de stabilitate. Stabilitatea, 4 de monede și 8 de monede, clar, e legată de partea financiară, da, de partea financiară. Și acum hai să vedem și la împărat aici. Am zis eu că era vorba de apărare și de dorința de a se apăra, de a se proteja și egoism. Hai să vedem de ce există emoția asta. Da, pentru a nu fi rănit sau rănită. Da, fără doar și poate. Și pentru că există nevoia de echilibru în relație. Și pentru că există nevoia de a fi clar conectat foarte adânc între tot ce înseamnă spiritualitate și parte materială, da? Există protejarea asta, protecția asta, pentru că își dorește să evolueze din punct de vedere personal, da, pe toate planurile, să ajungă la a echilibra aici mai multe aspecte din viața sa. Hai să vedem acum ca și intenții ce primim aici. Intențiile partenerului celor din zodia Rac, ce mesaj ai spirit? Își dorește ca lucrul ăsta, da, schimbarea asta, noul ăsta început de aici, să se producă cât mai repede. Există sentimentul ăla acum că batem pasul pe loc și nu prea facem nimic. Și pentru că intenția lui sau a ei este de a construi relația asta, reconstrui relația asta bazată pe încredere, da? Pe, în primul rând pe încredere și apoi pe compasiune, da? Pe răbdare pentru a putea face lucrurile pas cu pas, în momentul în care trebuie să se întâmple, la momentul în care trebuie să se întâmple. Intenția este de a-și controla emoția, de a nu-și mai lăsa emoțiile să bubuie la momentul în care ceva se întâmplă între voi. Da? Hai să vedem acum care este energia acestei conexiuni pe termen scurt, în viitorul apropiat. Ce mesaje ai despre această conexiune? Viitorul apropiat, spirit. Care este energia acestei conexiuni în viitorul apropiat? Mulțumesc, mulțumesc. Cavalerul de cupe. Faetonul și optul de cupe. Eu cred că aici există implicarea divinității în această conexiune și pe termen scurt, cred că avertizarea este mare atenție la ce are să vină, da, pentru că Ceriot, Faetonul îți aduce acțiune, îți aduce lucruri în calea voastră și există mari șanse
ca voi să pierdeți din vedere lucrurile respective, să nu le vedeți, să pierdeți oportunități, și asta pentru că cumva atenția voastră este aici în energia 8-ului de cupe în poziție inversă, unde există blocaje în realitatea curentă, există temeri care vă blochează evoluția în relație, da? Blochează începerea acestui nou început, a pune capăt unei ciclu din relația voastră și a da voie ca lucrurile să se schimbe, și există posibilitatea să blocați prin energie anumite lucruri care vă apar în cale și care cumva vă răspund la ce voi trebuie să faceți mai departe pentru a produce transformarea. Hai să vedem ca și energie pe termen lung, da, în viitor îndepărtat, care este energia acolo pentru cei din zodia rac, aflați într-o relație spirit, mulțumesc. Vedem dacă mai primim ceva. A spune eu că în momentul în care vă dați voie să fiți comunicativi, să fiți logici în abordarea voastră, să fiți direcți în abordarea voastră, să fiți sinceri, da, integri în lucrurile pe care le faceți în interiorul relației. Sinceritatea, faptul că sunteți direcți, onești, da, și că întotdeauna puneți preț pe adevăr mai mult decât pe orice altceva, vă duce sau vă dă șansa să reușiți. Însă aici avem șasele de bâte și valetul de bâte. Ambele, nu, șasele de bâte în poziție inversă, și cartea asta spune clar că există foarte multă neîncredere în propria persoană, da, și poate fi și a ta neîncrederea în propria persoană, dar și aceea a partenerului, da, încrederea în propria persoană acolo, fiecare individual, și toate lucrurile astea vă duc către a vă îndoi de relație, către a vă îndoi de sine, către a avea sentimente din alea cum că ați pierdut, ați eșuat în relația asta, poate ajungeți la termen de comparație cu alte relații sau cu alte situații din trecutul vostru, însă ceea ce viitorul vă mai arată este că atunci când există sinceritate, onestitate, exprimare, da, comunicare, există și șansa unui viitor în care lucrurile se întâmplă în favoarea voastră, în care mergeți cu entuziasm către a vă atinge țelurile în interiorul relației, da? Cumva toate acțiunile pe care le luați în interiorul relației vor fi inspirate și bazate pe uniunea voastră, da? Nu, și nu pe fiecare individ în parte, da? Pentru fiecare nevoie pe care fiecare dintre voi o aveți individual, nu va fi o chestie la comun. Da, momentan relația merge înainte, momentan relația este prezentă și în viitor, da? Dar nu uitați de schimbările care trebuie produse, da? Pentru a pune capăt unui ciclu din viața voastră și a vă deschide către un alt moment, o altă etapă din interiorul relației voastre. Bine, dragilor, eu vă mulțumesc că ați rămas până la sfârșit. Vă îmbrățișez pe toți cu drag și ne vedem în videoul următor, bine? Acum trecem la cei singuri, da?
vom avea, în primul rând, din oracolul fazelor lunare, vom extrage să vedem câte mesaje își dorește spiritul să vă transmită pentru cei din zodia rac singuri din punct de vedere emoțional. Ai spirit, ce mesaje pentru cei singuri din zodia rac? Asta a vrut. Îți este pus la încercare angajamentul și a sosit momentul să treci la acțiune. Cred că aici este angajamentul către sine, către iubirea pe care ți-o oferi, îngrijirea pe care ți-o oferi, da? Încrederea și așa mai departe, tot ce înseamnă sinele tău interior. Ca și moment să treci la acțiune, eu aș spune că este aici nevoie să te afișezi, da? Pentru a putea manifesta iubire în viața ta. Nu poți sta ascuns în coconul tău și aștepta ca viața să-ți aducă în cale, așa, tu stând în casă, să primești o oportunitate de iubire. Hai să vedem acum, dragi raci, cum a arătat trecutul vostru în situație emoțională. Hai să vedem trecutul celor din zodia rac. Bun. Aici ai avut parte de... a zice eu, o conexiune în care a existat și foarte multă fericire și iubire, înțelegere și așa mai departe, însă cred că a existat și foarte multă autoritate, putere în partenerul tău de viață, cumva o un control asupra, poate asupra relației, asupra propriei tale persoane, pentru că împăratul este o persoană, s-a întrerupt, ziceam că împăratul este o persoană puternică, este o persoană autoritară, o persoană care își dorește să conducă, da, să fie în control asupra mediului, asupra lucrurilor din viață. Și cu șaptele de cupe aici, cred că de cele mai multe ori te-ai simțit blocat din cauza că nu ai știut ce să faci, dacă este bine pentru tine, poate că lucrurile astea două se băteau ușor cap în cap, da? Chiar dacă era bucurie, iubire și fericire, te-ai simțit cumva controlat, da? Poate fi o persoană de sex feminin, da, cu care ai fost în relație și care era foarte tare ancorată în energia masculină și atunci își dorea foarte tare să conducă relația asta. Da, și cu șaptele de cupe aici a fost teamă de a lua o decizie greșită, te-ai simțit foarte încărcat din punct de vedere emoțional, da. Hai să vedem prezentul acum în situația emoțională din viața celor din zodia de rac, scuze. Asul. Prezentul ne vorbește despre vindecare, prezentul ne vorbește despre încheierea unei etape și despre dorința de a lăsa în spate tot ce înseamnă durere, tot ce înseamnă sfârșitul ăsta de care ai avut parte, da, și care te-a zdruncinat. Este nevoie să nu mai reziști, este nevoie să dai drumul la ce a fost acolo, da? Trebuie să înveți să schimbi emoția negativă pe care o ai referitoare la trecutul tău
da, și să nu te mai agăți atât de mult de ceea ce a fost acolo și să te duci mai mult către asul de monede, energia acestei cărți în care îți dă posibilitatea, da, ți-am zis, vindeci aici, dai drumul la lucrurile alea care nu îți mai folosesc și te îndrepți către a te deschide. A te deschide din nou către o nouă aventură în partea asta a iubirii, în care tot ceea ce faci în momentul ăsta pentru tine, pentru bunăstarea ta, da, va avea un efect de lungă durată, pentru că cumva tot ceea ce faci, fiecare pas pe care îl faci acum este o sămânță plantată pentru viitorul tău. Și împreună cu treiul de monede, da, cred că înveți să colaborezi cu cei din jur și atunci când ești într-o relație să-ți fie foarte ușor să împărtășești, să asculți, să te deschizi, da, să fii deschis către a cunoaște, să fii deschis către a înțelege persoana de lângă tine, da? Pentru a înțelege că atunci când o relație este sănătoasă, absolut nimic din ceea ce voi puteți face împreună nu este limitat sau imposibil. Am să folosesc aici pentru viitorul acestei situații de iubire. Da? Cum va arăta viața ta emoțională, drag, drag, în viitor. Hai să vedem, spirit, ce mesaj ai pentru cei din zodia rac legat de viitorul lor în iubire. Vreau să clarific aici 10 de bete. Superb. Ai spune așa că viitorul te învață să riști, viitorul te învață să te degajezi, să elimini orice bagaj emoțional care te-ar putea ține deoparte de a trăi iubirea diferită, da? De a trăi emoția de iubire așa cum n-ai trăit-o niciodată. Nebunul îți spune să-ți dai voie să fii încrezător, da? Să ai încredere, să ai speranță, să te lași ghidat de energia divinului, da? Să știi că ești foarte bine ghidat către a întâlni persoana potrivită pentru tine. Cavalerul de cupe aici îmi vorbește clar de faptul că nu vezi, da, sau există posibilitatea ca în viitor să pierzi niște oportunități, da, cu treiul de bute aici sunt oportunități de manifestare a unei persoane în viața ta, da, cumva este momentul ăla în timp în care tu atragi tot ce ai așteptat și ai încercat să manifesti până la momentul respectiv, da? Și îți spune să înveți despre faptul că atunci când îți blochezi inima să primească iubire bazat pe ceea ce ai trăit în trecut, nu-ți dă voie să te redeschizi cu adevărat către dragoste. Și treiul de bute e doar confirmarea că trebuie să dai voie lucrurilor să apară în viața ta, oamenilor să reapară în viața ta, adică să te deschizi pentru a progresa în partea asta emoțională, da? Nu mi-apare deocamdată nicio persoană aici, însă tot ce încerc să spun este că există foarte multă rezistență, conflict interior, însă este deschiderea ta către a avea parte de o nouă iubire, este și
vindecarea ta interioară, da? A rănilor interioare, a dezamăgirii de care ai avut parte. Și agățatul de trecut, uite-l cum apare iarăși în viitorul tău, nu te servește, da? Din contră îți provoacă și mai mult conflict interior. Ți se cere să lași atașamentele emoționale deoparte, să înveți să fii ancorat în relație fără să fii atașat, da? Să ai încredere în partenerul tău, da? Să ai încredere că relațiile pot fi și sănătoase și nu doar bazate pe dependența unul către celălalt sau de rutină sau de chestii care sunt uneori toxice pentru o relație. Bun, și acum hai să vedem ce poți face tu, dragă RAC, pentru a îmbunătăți situația ta emoțională pe viitor. Superb, superb. Avem aici pusnicul. Ei bine, pusnicul te îndeamnă către a face un pas înapoi și către a îți oferi puțină atenție ție, a descoperi lucrurile care te țin înapoi în momentul ăsta și care îți blochează manifestarea iubirii în viața ta. Ce trăire ai avut și ce experiențe ai avut și poate este strâns legat cu faptul că a sosit momentul să treci la acțiune, adică să iei atitudine către împlinirea ta personală, către dezvoltarea ta personală, către a practica înainte de toate iubirea de sine, încrederea de sine, stima de sine, ca să poți să atragi apoi iubire în viața ta. Da. Asta te îndeamnă spiritul, universul, să faci, da? Să ai grijă de tine, să te uiți înainte la tine ca apoi să te poți deschide cu adevărat către iubire. Bine, dragilor, vă mulțumesc din suflet că ați rămas până la sfârșit. Vă îmbrățișez pe toți cu drag și ne vedem în videourile următoare.